O nouă donație de vaccinuri din partea României se așteaptă să ajungă în Republica Moldova. Mai exact, este vorba despre peste 100.000 de doze de ser produs de compania Pfizer. Mai multe detalii la acest subiect are colega mea, Diana Popa. Bun găsit! Anunțul despre donarea unui nou lot de vaccin pentru țara noastră a fost făcut astăzi după întrevederea pe care a avut-o secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Ciornela, cu omologul său din România, Andrei Baciu. Cei doi au avut o întrevedere la care au discutat despre importanța desfășurării campaniei de vaccinare în Republica Moldova, despre combaterea pandemiei și eliberarea așa zisor certificate vers de vaccinare. În acest context, oficialul român a declarat că România în continuare va oferi țării noastre tot suportul necesar pentru a continua campania de vaccinare și în acest sens va dona un nou lot de vaccin pentru a susține eforturile țării care ar urma să ajungă în următoarele zile. Mai exact, este vorba despre 100.620 de doze de ser produse de compania Pfizer-BioNTech. Între timp, presa din România anunță că din cauza reticenței oamenilor de acolo, milioane de doze de vaccin riscă să expire în timpul apropiat. Mai exact, în stoc, România are în prezent peste 6 milioane de vaccinuri, suficiente pentru a atinge cifra de 10 milioane de persoane imunizate peste prut, însă 85% din aceste seruri expiră în perioada 30 iunie-31 octombrie. Deocamdată însă nu se știe dacă lotul de vaccinuri donat țării noastre are termen de valabilitate redus. Până acum, România a donat Republicii Moldova peste 405.000 de doze de vaccinuri produse de compania AstraZeneca. Acestea au fost informațiile.